Incredibil, ce energie! Nu-l da bani să zic asta. Ce faceți, oameni care ați lucrat săptămâna asta? Sunteți bine? Sunteți ok? Mă uit așa la fete să văd oameni. Îmi place să văd oameni. Oamenii au povești. În spatele fiecarei perechi de ochi s-ascund povești. S-ascund întâmplări de care nu-s mândri. Partide de fătut eșuate. Partide de fătut reușite. Nu cu persoana care trebuie. Un pescuit ciudat. Nu știu ce s-ascunde în spatele ochilor voștri. Dar fiecare pereche de ochi are o poveste în spate. Este, nu te uita în cealaltă parte acum, mă uit la tine, până la mine, nu pot să o arzi ca și cum cu aia eram și eu pe aici. Tu cu ce te ocupi în viață? Cu ce-ți ocupi timpul care nu-i liber? Cu ce? Cu cântatul. Cu cântatul? Cânti? Ce frumos. Dacă nu te știu, nu e așa frumos. Lucrezi la asta? Vrei să te știu? Înțeleg, man, înțeleg. Și eu am zis glume la oameni care ziceau: ei, micuțu, mai zi una. Ei, un timp. Ei, un timp. Trebuie să treacă. La ce cânti? La ce târnă? La mâini? Super mișto. La chitară ești, nu? La chitară, foarte frumos. Mergi la nunț? Mai mergi la nunț? N-ai fost niciodată la nunț? Tu chiar vrei să fii sărac? Ai un legământ cu sărăcia? Ești ca un călugăr? Ori roc, ori îmi ba pula. Înțeles. Tu nu ești coleg de trupă cu el. Nu ești așa cool. De aici văd. Dacă ai cânta, la ce ai cânta? La tobe? Cu fizicul ăla? Tu știi că și tobele au forță reactivă, nu? Adică tu dai și practic îți împinge bățul. Nu cred că apucă să-l... Băi, îți îmbapul! Cred că tu cânti o singură lovitură, o singură băț. Ai tolbe și... Ca să poți să cânti, probabil. Habar n-am. Interesant. Cum se cheamă trupa? Hai să facem un pic de reclamă, pula mea, că oamenii ăștia aici poate vor să te vadă. Cum se cheamă trupa ta? N-ai trupă? Fucking shit. Cânt așa singur? Stai un pic acolo și... Prima piesă după album este: ce bine era să ai o trupă. Ce bine era să am o trupă. Dar poate ar trebui să scot piesa asta după. Interesant, vieți. Aici, un bărbat îmbrăcat frumos, corespunzător, cămașă, pula mea, corespunzător, pentru o vineri după office. Fin. Tu cu ce te ocupi? Mai cu nimic. Mai cu nimic? Tot timpul oamenii ăștia care sunt îmbrăcați bine se ocupă cu nimic. Își spun, pula mea, am vorbit cu oameni, nimic. Ce scrie la tine? Nimic. În ce departament lucrezi? N-am. Nu face nimic și are cămașă. Trebuie să fie un motiv pentru care o porți. Vrei să o impresionezi pe ea? Ai luat tu cămașa aia de duminică, ai zis, dă o morții ei. Nu-i duminică, da? Pula mea, ies la întâlnire. Mă duc la întâlnire, mă duc la stand-up. Cum impresionez eu o fată? Cămașă, tati. Nu așa, călcată. Să vadă că eu nu o pun la treabă. Am alte așteptări. Vreau să-mi șifoneze cămașa. Cum? O iei și curată. Mare lucru, tati. Bravo. Ai văzut? Curată. Curată peste tot sau mai mult la gât? Unde o speli mai des ca să nu? Că văd că e cămașă de aia, dai grijă de ea. Nu o speli pe toată dată. O speli unde e murdar așa. Nu fuz materialul de ampule așa. Unde o arunci în mașină, o speli pe toată. Să ard ieșiri în oraș în momentul ăla.
Da, foarte frumos. Voi aici în față cu ce vă îndeliniciți? Preot. Preot? O țipat un taximetrist în mijlocul sălii. Tu ești preot? Ai vrea să fii? Aș vrea să fiu. Uh-huh. Dacă muncesc mâine dimineață. Tu muncești mâine dimineață? Tu ești la sâmbetiști? Ești predicator și nu prea să fac bani, ai vrea să treci la ortodoși cumva? Înțeles. Aici au oameni care vă prefaceți că nu există eu pe scenă. Cu ce vă îndredniciți? Cum? Programatori? Toți? Toată masa? Păi și atunci ce dracu te bași tu în seamă să-mi bag pula? Eu cred că asta a fost live motivul vieții lui. Eu zic, oaie, fac liceu de informatică. Mă duc la Politehnică, învăț informatică. Și după aia când întreabă cineva random în sală cu ce vă ocupați, eu zic, programatori! Că pentru asta am muncit în pula mea! Că n-am vorbit cu tine. A, ok, scuze. Dar mi se părea că e ok să zic acum. Cu ele am vorbit. Nu e problemă. Poate faci un cod să te iertăm. Domnișoară. Dumneavoastră. Cum? Studentă la medicină? Deci ați intrat până la urmă? A fost greu? Ați disecat până acum oameni? Ați disecat, nu? Fucking shit. Asta e nasol cu o dacă stai cu o medicinistă, cum le place lor să își zică, e nasol stai în casă cu ea, că aia n-are frică de sânge, tati. Aia când bagă cuțitul știe unde îl bagă să nu moare. Îl bagă fix între ficaș și stomac. Bam! Direct! Ești... Nu mor! Stai calm! Te plângi ca o pizdă! Foarte frumos. Da. Eu fac stand-up din 2008. M-am apucat să fac stand-up. De atunci trăiesc din chestia asta. Trăit mult zis. Primii ani, efectiv, exagerez când zic trăit. În 2008, în vremea în care oamenii nu știau că se cheamă stand-up comedy, vă jur, deci sunam la cluburi și ziceam, vrei să facem un show de stand-up. Și erau stand-by? Și noi eram, da. Ce-i aia? Și începeam cu, ați văzut Seinfeld? Da? Știți bucata aia la finalul filmului când el zicea glume pe scenă? Parcă... Aia facem. Aha. Da. Noi aici facem karaoke. Am sunat toată la un club și au răspuns o tanti și a zis, să rămâne, doamnă, zic, am dorit să vorbim cu managerul locației. Și a zis, dar cine e acolo? Și am zis, suntem niște comedianți și am vrea să punem un show de stand-up comedy. Aha. Mariana! Ai la telefon! Cine-i? Niște bufoni! De atunci fac stand-up. Din perioada în care hotelul era lux. Lux! Deci să dormi într-un hotel era lux. Nu ce hotel. Hotel. Basically să stai întins, să nu dormi în mașină. Odată la 40 ori dormeam în mașină, că aveam bani să ne luăm cameră de hotel. Cluburile nu dădeau atunci camere de hotel pentru că era boom economic și doreau în pulă. Aveau plin de marți până vineri era plin. Și mai veneam și noi că vrem să facem un show luni. Cu cine pula mea iese luni? În Hârlău. Făceam show și după aia trebuia să dormim în mașină. Am dormit în mașină lângă o vilă, eram în Pitești și am dormit în mașină lângă o vilă și în timp ce dormeam bine cu geamurile aburinde a început să sune alarma vilei lângă care eram. Și noi ne-am calmat, că am zis că, bă, dacă n-am furat noi nimic, e ok. Și după aia a venit un BJ-sist din ăsta, echipa de intervenție, super rapidă. 3 minute ne-a făcut creierea alarma aia.
și-o bătut la geam și noi am lăsat geamul jos, uita la noi și-o băga lanterna în mașină și-o zis, ce faceți aici? Mă uitam și-a zis, ne futem. Și după aia asta s-a uitat la noi și-o zis, nu să ăștia, bă! Așa ori înțeles ei că hoții uneori rămân la locul faptei. Ori furat și se bagă în prima mașină lângă cu geamurile aburinde, așteptând să vadă dacă se prind proști. Tot în aceeași spectru de oameni sunt portarii, nu știu dacă știți, portarii de instituții. Portarii de instituții care te întreabă unde mergi. Am fost la un notariat la un moment dat și am intrat și era un portar. Și era portar, masa portarii era pusă așa de aproape de lift, că nu puteai să urci în lift fără să treci pe lângă el. Și eu cum am intrat înăuntru, cu un plic cu acte la mine, am intrat înăuntru, s-a ridicat, brusc, a venit la mine și a zis, da? Și am zis, da! Și a zis, unde mergeți? Zic, la notariat. Bine, vă rog! Păi, ce pula mea, crezi că așa vin hoții? Da? Nu! Ei! Unde mergeți? Vreau să sparg un apartament. E, pula! Câtă ziua aici nu intră nimeni cu astfel de intenții. Afară? O, băga mea, și pula, iar nu pot să fur azi. Așa? Asta e în capul oamenilor care angajează portari, în pula mea, asta se întâmplă. Cred că angajează portari doar ca să nu scuipe oamenii pe lift. Aia, doar intră un om care are o flegmă, intră înăuntru, e liftul. Și acolo e portarul care, n-aveți voie să scuipați. Îmi cer scuze. Cred că de-aia e portarul, altfel ce pula mea caută la acolo. Merg la avocat, la avocat n-aveți voie. La notar merg. Ah, acolo e ok. Dar ori fost vremuri dubioase, vă spun. La un dat eram de foarte mult timp. Eu n-am stat în București după cum trădează accentul. Am stat în Timișoara mult timp și după am venit în București. Până să vin în București, să stau în București, stăteam în Timișoara și făceam spectacole în București și clubul. La un dat eram pe drum de foarte mult timp. Cred că aveam vreo 3 zile fără duș. Deja era critic. Era critic deja. Și nu prea aveam bani, dar am văzut la distanță, am văzut hotel. Și am zis, coaie aici, hotel, era 2 dimineața. Și am zis, hotel, aici, aici dormim, aici. Și ne-am băgat în parcarea la hotel. Nu era hotel, era motel. Și când am intrat în motel, nu era motel, era bordel. Saramba, pula. Cred că l-am trezit pe recepție. Nu știu dacă azi oamenii ăștia care nu trebuiau să doarmă în timpul slujbei. Era așa și cu o băluță îi curgea din gură așa și la un moment dat am zis, bună dimineața, sunt un om așa, s-a uitat la noi. El nu înțelegea ce pula mea se întâmplă, ce-i cu ăștia doi, ce face el aici. Ne-am uitat așa, este o cameră. S-a uitat la noi, o cameră? Că încă nu i se rebutase creierul. Noi am zis, o cameră? Sunt 4 pereți în plan și 2 paturi, aveți? A, o cameră! S-a întors unul, da, cheia, au pus-o pe... Ăsta și-a zis 70 de lei, erau foarte mulți bani, 70 de lei, în 2009 erau foarte mulți bani. Și ne-am uitat așa, 70 de lei, cam mult, n-aveți mai ieftin? Nu! Și ne-am uitat 70 de lei pe 24 de ore, e ora 2 noapte, noi plecăm la 7 dimineața. Hai să facem mai ieftin. Nu se poate, zic, fără factură, nu se poate. Noi insistam, mai ieftin, la un dat se uită ăsta pe ceas, 2 dimineața, doi bărbați care cer o cameră ieftină într-un motel. Se uită la noi, băieți, ce pot face pentru voi o oră 30 de lei, bine? Zic, de toată noaptea. Am urcat în cameră, vă jur, am urcat în cameră. Când am tras plasma de pe ceașaf, era plin de fluci. Efectiv, am deflocuit patul să putem dormi. După aia mi-am împletit un pulover de mohair curvesc, pe care îl mai am încă. După aia ne-am pansat la picior, că ne-am tăiat în unghiile de pe jos. Nu știu dacă ați zut unghii de șofer. Să-mi bă apălați, white weapon, deci dacă îi pui mânerii, ia tagan, să-mi bă apălați, așa arată. A doua zi din ața am mers în salonul restaurant. Când am văzut fața de masă, am zis, hai să întoarcem pe partea aia curată. Am întors-o, am întors-o înapoi, asta era fața curată. Ne-am pus jos, a venit un tip la noi și a zis, ce vă aduc, băi? Ne-am uitat și a zis, ce aveți mai proaspăt? Și a zis, ciorbă. Și a zis, două. Și a venit omul cu ciorbă, am mâncat jumătate de ciorbă și după ce am mâncat jumătate de ciorbă, am găsit o muscă în ciorbă, am chemat pe băiat, zic, băiat, vin un pic. A venit băiat, zice, da. Zic, ce vezi la mine în ciorbă? Se uită ăsta în ciorbă, zice, un pătrunjel. Zic, lângă, ce vezi? Un morcov. Zic, mă, unește pătrunjelul și morcovul cu o linie imaginară în partea la doi. Ce vezi acolo? O muscă. Dar nu-i de la noi.
coaiele, știi, pe toate să cumpună, mă. Dar am dormit și în hoteluri scumpe, ați dormit la Marriott vreodată? La Marriott? Mm. Fetele mâncare o noapte? Nu? N-ați avut ocazia, nu? Nu sunteți demne de Marriott, vei numai parcări, pula mea, păduri? Înțeleg. Dar noi am dormit la Marriott, clubul care ne găzduia în seara aia, nu suna și a zis, v-am făcut loc de cazare la Marriott. Și noi nu știam ce e Marriott și am fost, wow, e gratis? Și zic că e cu voucher. Și am zis, e gratis? Și zic că e cu voucher. Și am mai întrebat toate, e gratis? Și ori închis în pula mea. Și am ajuns cu promisiunea unei camere la Marriott, cu un polo din 95, un far spart, aripa întoită, parbrizul crăpat, noi mirosim de aceapă, vă jur. În parcarea la Marriott am parcat mașina pe covorul roșu, ne-am dat jos din mașină, deja ne-au crescut coaiele un metru, că erau numai S, clasa 8 în parcare. Și apare un tip mult mai bine îmbrăcat ca noi, portarul. Se uită la noi și zice, bună seara și bine ați venit la Marriott. Zic, salut! Zice, mașina o lăsați în parcare? Dar ce pula mea crezi cu ea în cameră? Păi zice, parcarea se plătește. Cât? 10 lei. Stai așa pe oră. Du-te mă în pula mea, zici. 10 lei, ești prost la cap. Era așa de scump în parcare la Marriott, dacă îți parcai mașina pe interzis, veneau, îți ridicau mașina, era mai ieftin ca în parcare la Marriott. Așa că ne-am parcat mașina și ne-am întors pe jos jumătate de oră. Și am intrat în hotel și cred că am deranjat o partidă de curling. Că după ce am intrat în hotel a apărut un tip cu un mop în spatele nostru care freca. Și ne-am uitat și am zis, deranjăm și o zis deloc. Ne-am apropiat de recepție unde era o femeie îmbrăcată într-o cămașă imaculată. S-a uitat la noi și a zis, bună seara și bine ați venit la Marriott? Ne-am uitat așa, știm unde sunt, ne-a spus colegul tău. Zic, avem o rezervare pe numele, caută asta, rezervarea, zice, surprinzător, dar da! Zice, aveți pachetul executiv cu voucher. Zic, doamne, gratis? E cu voucher. Doamne, gratis? E cu voucher. Doamne, trebuie să dăm bani? Nu! Perfect, luăm! Zice, poftiți cheia, mi-a dat o cartelă. Zic, asta nu e cheia, asta e cartelă. Zice, nu că e cheie. Zic, ești femeie, habar n-ai. Am luat cartela. Cred că am intrat în lift, că era o cutie cu 12 butoane. Am apăsat pe toate butoanele, nu a mers liftul să-mi va apla. M-am uitat la colegul care eram băieți să-mi va apla executiv cu voucher gratis. Asta înseamnă, dormi în lift. Am început să ne dezbrăcăm în lift, că nu era somn. Dar am fost salvați de fratele portarului. N-am dat seama că e fratele portarului, că erau îmbrăcați la fel. Am venit și zis, vă rog frumos să-mi dați cartela. Zic, bă, ești da meu. Am luat cartela, au băgat cartela în lift, au început să urce. Am fost, dă timpul la mea executiv cu voucher, dați să-l uicăm. Când am ajuns la ultimul etaj, bă, s-a deschis ușa de la lift, am văzut o mochetă verde și deasă ca un lan de greu. Nu știu dacă ați vreodată gladiatorul. Erau lanurile, așa era mocheta, bă. Deasă, frumoasă. Când am intrat pe mochetă, când am pășit, bă, parcă am pășit pe nori. Erau căprioare pe hotel. Erau căprioare în palier. Nu căprioare, căprioare. Erau căprioare. Am intrat în cameră, aveam mobilă sculptată. Eu nu mai am văzut ceva în viața mea. Era cameră cu vedere la geam. Din pula mea, mind-blowing. După aceea ne-am uitat să vedem prețurile din cameră. 45 de lei șampon, 35 de lei să pun. Când am văzut prețul, am luat panică. A fost, hai să-mi va pula. Trebuie să facem duș, aduci șervețele umede. Păi la două noapte ni s-a făcut o foame de n-am mai putut, am sunat la recepție, zic, doamnă, ni-i foame aia și mie. Zic, avem ceva inclus în pachetul ăsta executiv cu voucher gratis. Micul dejun, zic, putem să luăm acum? Nu! Stat treci până dimineață. La 7 dimineața am intrat în salon, restaurant cu piciorul, am fost, mâncare ești aici? Înăuntru erau numai oameni îmbrăcați în costume, veniți din străinătățuri. Cu hotel plătit de firmă, care avea o farfuriuță, un ouleț, o feliuță, le mâncau cu furculiță. Noi ne-am uitat la mâncarea aia, a fost prima oară în viața mea când am văzut filet de somon afumat. Prima oară! Deci eu când am văzut filet de somon afumat, m-am înfipt, bă, numai sandwich mâncam. Filet de somon afumat, cu filet de somon afumat, cu filet de somon afumat și deasupra icre. Venea femeia cu filet de somon afumat, vă mai aduc? Adu-mi plămea că e executiv cu voucher gratis! Știi cum îți dai seama că ești săran la un hotel scump când vine bucătarul să te vadă? Să-mi vaia pula, erau ușile batante și pe ublou ăla apărea bucătarul din când în când. Coaie țăran, să-mi vaia pula, nu vine să crezi. Vasile, hai să vezi țăran! Ați băut cafea la halbă?
Știi cum ne-am dat seama că trebuie să plecăm? O venit femeia și o zis, vă pun și la pachet? Și ne-am zis, nu, mersi, ca noi. Noi. Da. Mergeți cu metrou? Super, îmi place să aud asta. Eu merg cu metrou, știi ce merg cu metrou? N-am nevoie să merg cu metrou.